A fost din nou alertă meteorologică în municipiul Drobeta, Tunul Severin. Alarma s-a dat în jurul orei 19. Cerul s-a acoperit cu nori negri amenințători, iar vântul a suflat în rafală cu o viteză de aproape 100 de km pe oră. Două mesaje ro-alert emise în mai puțin de o jumătate de oră au băgat groază în severineni. În contextul fenomenelor meteorologice prognozate de codul portocaliu au fost transmise două mesaje ro-alert, unul de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unul de către ISU Mehedinți. Pompierii mehedințeni au acționat seara trecută pentru îndepărtarea unui copac de pe carosabil în localitatea Bucura, nefiind înregistrate și alte apeluri în dispeceratul ISU Mehedinți. De frica producerii unor pagube și încă marcați de furtuna de acum două săptămâni, oamenii și-au dus mașinile la loc sigur și s-au adăpostit în case. Mesaje ro-alert aseară cu furtuna? Da, care a fost înainte. Ați închis geamurile, v-ați adăpostit? Da. Eu, fiind singură, vă dați seama că m-am tot timpul și când plec de acasă le închid, că mi-e frica. Pregătești. V-ați dus mașina, v-ați ascuns? Da, îți duci mașina, ți-o pui la loc sigur. Ați închis geamurile, v-ați adăpostit? Totul prin curte. Credeți că mai urmează astfel de furtuni violente? Sperăm că nu. Am primit alertă pe telefon. Ce puteți să faci? V-ați speriat de mașină să nu se strice? Da. Unde ați ascuns? La bloc. Geamurile le-ați închis? V-ați adăpostit? Corect. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, un nou cod galben de instabilitate atmosferică este în vigoare în Mehedinți din data de 27 iunie ora 12 până pe 28 iunie ora 3.